Diane Keaton este americanca născută la Los Angeles, California, pe 5 ianuarie 1946, iar ca actriță și-a început cariera în teatru. Debutul pe marele ecran și l-a făcut în 1970, dar primul său rol major a fost Kay Adams Corleone în Nașul, producția anului 1972. Cu Love and Dead, Play It Again, Sam sau Sleeper, actrița se îmbogățește filmografia, însă pentru rolul titular din pelicula Annie Hall, în regia lui Woody Allen, Keaton este laureată în 1978 cu Oscar, BAFTA și Globul de Aur. The winner is Diane Keaton and Annie Hall. Actrița de teatru, film și televiziune, regizorul, producătorul și scenaristul de astăzi, Diane Keaton, este un bun fotograf și dezvoltator imobiliar care în mod ocazional cântă. Dar știați că actrița a purtat la naștere numele Diane Hall? Am I blue?